Până la stabilirea definitivă a mediilor finale ale examenului de bacalaureat 2021, care se vor afișa vineri, 9 iulie, în urma rezolvării contestațiilor, doar 4 elevi din Argeș au reușit să obțină media 10, 3 sunt din Pitești și unul din Câmpul Lung. Mariuca Popescu, eleva Colegiului Național din Nicu Golescu, este cea care a reușit să pună Câmpul Lungul printre localitățile cu cei mai buni elevi din țară. 10-le obținut la examenul de bacalaureat a venit firesc prin perseverență, atenție la ore și nu în ultimul rând datorită profesorilor din această prestigioasă instituție de învățământ. Sincer, și eu am fost foarte surprinsă când am văzut notele, m-am uitat de vreo 3 ori să fiu sigură că e codul meu. Cumva m-am simțit ciudat să văd că am nota maximă, pentru că în raport cu pregătirea pe care am făcut-o pentru admitere, simt că pentru BAC nu am depus la fel de mult efort, dar cumva am realizat că m-am descurcat bine la BAC datorită profesorilor pe care i-am avut aici la Dinicu și care și-au dat silința să înțelegem tot din clasă și să nu avem nevoie de multe pregătiri în plus acasă. Și pe care aceasta vreau să-i mulțumesc foarte mult doamnei Emanuela Oncescu, care mi-a fost și dirigintă și profesoară de matematică și care s-a asigurat până în ultima zi de dinainte de bacul de la mate că sigur o să ne descurcăm orice subiect am întâlnit. Și de asemenea vreau să-i mulțumesc doamnei Lovin Anca, care ne-a fost profesoară de română, domnului Georgescu Florin, care ne-a fost profesor de chimie de pe a 9-a până pe a 11-a și doamnei Crețu Petruța, care ne-a fost profesoară de chimie pe a 12-a. Deci cumva nici eu nu știu să vă spun, am fost la fel de surprinsă, nu știu, și ca poate alți colegi sau așa, dar sunt încântată. Un sfat pentru elevi în general. Știu eu, trebuie să învețe foarte mult, să stea cu burta pe carte, cum se spune, sau să fie constanți? Cum trebuie să facă? Cred că trebuie să fie constanți. Cumva nu trebuie să se streseze foarte mult în ultima perioadă, mi se pare că faci mai mult rău așa. Să încerci să fii atenți în clasă, că până la urmă bacul e făcut ca să te descurci cu ce înveți la școală și atâta timp cât poți să fii atent, să spunem, niște ore la matematică, la română, pe parcursul liceului, n-ar trebui să fie probleme și să nu se streseze mai mult decât e cazul. Eu în ultima săptămână m-am cam stresat, cel puțin cu Româna, nu eram foarte sigură, m-am stresat și nu m-a ajutat. Adică e mai ok să încerci să-ți organizezi totul pe parcursul liceului, nu în ultimele săptămâni. Colegiul Național din Nicu Golescu este cunoscut prin numărul de elevi care au optat și au reușit să urmeze medicina. Mariuca Popescu a reînnodat tradiția și va urma tot medicina. A ales această facultate din dragoste față de oameni și pentru a le fi de ajutor. Unde vrei să mergi mai departe? Urmează să dau admiterea la medicină la sfârșitul lui iulie, pe 25 am admiterea pentru Facultatea de Medicină de la București și sper să fie bine. De ce ai ales medicină? E o tradiție? Termin la Dinicu, mergi la medicină, așa era pe vremuri? Nu chiar. Bine, cumva îmi doresc asta, cam de pe clasa 7-a m-am decis. E o poveste foarte lungă, dar pe scurt. În mare simt că pot să ajut foarte mult lumea din jurul meu prin intermediul profesiei acesteia și cam asta îmi doresc să fac în viață, să reușesc să fac lumea din jurul meu un loc mai bun, să spunem. Chiar dacă anul acesta am avut la Câmpul Lung doar o notă de 10, foarte mulți elevi, atât de la Colegiul Național din Nicu Golescu, Colegiul Național Pedagogic Carol I, cât și de la Liceul Teoretic Dan Barbilian, au fost doar la câteva sutimi de media maximă. Acest lucru dovedește că în cetatea lui Negru Vodă s-a făcut și se face carte.